sfârșitul lumii, Antihristul, cei 10 împărați. Cine sunt cei 10 împărați? Cine este cornul cel mic? Eu cred că printre acești împărați se întrevede Antihrist. În cornul acesta se aflau ochi, ca și ochii omenești, gură ca și gură omenească, care vorbea într-un mod trufaș. Într-adevăr, ce-ar fi putut să fie mai obraznică decât acea gură care grăia cuvinte de defăimare împotriva celui prea înalt? Dacă aceștia nu erau însă ochi de om, să nu te miri, pentru că lucrurile despre care vorbește se referă la om. Om este, zice. De ce însă cornul este mic și nu se arată de la început că este mare? Deoarece va crește mai târziu și va deveni mai înalt decât toți ceilalți împărați. Și mai ce? Acestuia nu-i urmează altă împărăție, ci însuși Dumnezeul va pierde. Plăcerile pline de cuviință se vor înteți. Prin cuvintele de aici, arată că atunci când va veni Antihrist, se vor înteți plăcerile cele pline de necuviință. Acestea se vor înmulți printre cei plini de fără de lege și care și-au pierdut nădejdea mântuirii lor. Atunci se vor arăta peste tot îmbuibările de pântece, petrecerile zgomotoase și bețiile. De aceea aduce și un exemplu potrivit, zicând că așa cum n-au crezut când s-a construit arca și în timp ce se găseau printre ei lucrurile înfricoșătoare povestite care urmau să se întâmple, aceia, privind-o, petreceau ca și când nu era vorba să se întâmple niciun rău, la fel și acum se va arăta Antihrist, după care va veni plinirea vremii și lucrurile înfricoșătoare care vor urma plinirii vremii și pedepsele nesuferite. Însă aceia, cuprinși de beția răutății, nici nu vor simți frică pentru cele ce vor veni. De aceea zice că acele lucruri înfricoșătoare și nesuferite se vor arăta precum durerile nașterii asupra femeii însărcinate. Plinirea vremii poate să se întâmple și acum. Lucrurile s-au apropiat mult și nu știm dacă nu cumva cu neamul nostru se va încheia viața și va ajunge acea vreme cumplită când se va arăta judecata cea înfricoșătoare și nepărtinitoare. Cele mai multe semne s-au împlinit. Și Evanghelia s-a propovăduit în toate părțile pământului și războaiele și cutremurile și ciumele s-au ivit și distanța care nu mai este mare. Nu vezi semnele, dar tocmai acesta este semnul cel mai mare. Nici oamenii care trăiau în epoca lui Noe n-au distins semnele premergătoare ale acelei pieiri, ci în timp ce jucau și mâncau și se căsătoreau și săvârșeau toate lucrurile obișnuite ale vieții, i-a găsit acea pedeapsă înfricoșătoare. La fel s-a întâmplat și în Sodoma. În timp ce petreceau și nu bănuiau nimic, au fost arși de trăznetele care au căzut din cer. Antihrist va veni în numele său. Pe cine înțelege când spune că va veni în numele său? Aici îl înțelege pe Antihrist și arată mărturia neîndoielnică a necredinței lor. Pentru că dacă mă prigoniți, zice, deoarece chipurile îl iubiți pe Dumnezeu, aceasta trebuie să se întâmple mult mai mult în privința lui Antihrist. Pentru că acela nu va spune aceasta nici că a fost trimis de către Tatăl, nici că a venit după voința lui, ci lucruri contrare, răpind în chip tiranic toate câte nu îi se cuvin și susținând că este Dumnezeul tuturor, așa cum spune Pavel. Potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Pentru că aceasta înseamnă că va veni în numele său. Focul nu numai când luminează și când curăță aurul, ci și când mistuie ierburile, atunci îndeosebi și arată puterea lui și prin aceasta se arată că este foc. La fel și Hristos își arată măreția lui când îl arde pe Antihrist cu duhul gurii lui și îl pierde prin puterea și venirea lui. Ce înseamnă apostazie? Pe acesta îl numește apostazie pentru că pe mulți urmează să-i ducă la pieire și la lepădarea de credință. Astfel zice, să-i amăgească de va fi cu putință și pe cei aleși.
și îl numește pe acesta om al păcatului, pentru că va pricinui și va pregăti și pe alții să provoace mii de rele. Îl numește de asemenea fiul pierzării, pentru că și el însuși va pieri. Și cine este acesta? Nu cumva este Satana? Deloc, ci un om care va primi toată puterea Satanei. Și va fi descoperit omul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinare. Nu va conduce acela spre idolatrie, ci va fi un locuitor al lui Dumnezeu și îi va pierde pe toți zeii și va porunci să îi se închine lui în locul lui Dumnezeu și va ședea în locul lui Dumnezeu, nu doar în templul din Ierusalim, ci în bisericile care se găsesc în tot locul, dându-se pe sine drept Dumnezeu. N-a spus că va zice, ci că va încerca să arate, pentru că va face semne mari și va arăta lucruri minunate. Hristos, prin porunca și prin prezența lui, îl va pierde pe Antihrist. Întocmai precum focul, când se iscă, ucide și pierde micile insecte înainte de sosirea lui și în timp ce este departe, la fel și Hristos, prin porunca și la arătarea lui, îl va pierde pe Antihrist. Este de ajuns să se arate și toate acestea vor pieri. Hristos va arăta înșelăciunea doar prin apariția lui. După aceea, ca să arate cine este acesta a cărui venire va fi lucrarea lui Satan, zice că lucrarea lui va fi însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni mincinoase. Adică va arăta orice fel de putere, însă nimic nu va fi adevărat, ci toate vor fi înșelare. Acestea le-a profețit ca să nu fie înșelați oamenii de atunci. Venirea lui Antichrist va fi însoțită și de puteri, și de semne, și de minuni mincinoase, zice, adică prin minuni îi va conduce la înșelare, și de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării. De ce zice însă că Dumnezeu a îngăduit să se întâmple aceasta și care este economia divină? Care este câștigul din arătarea lui Antichrist care va veni cu scopul să ne piardă? Să nu te temi, iubitule, ci ascultă-l pe cel care zice că vine. Pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului ca ei să se mântuiască. Aceasta înseamnă că chiar dacă nu venea Antichrist, ei n-ar fi crezut. Dar care este atunci câștigul? Faptul că aceștia, cei pierduți, vor amuți. Pentru că chiar de nu venea acela, ei n-ar fi crezut în Hristos. Prin urmare, Mântuitorul vine ca să-i mustre pe cei necredincioși. Deci vine ca să nu îndrăznească cineva să spună: n-am crezut, pentru că deși Hristos a mărturisit despre sine că este Dumnezeu, nicăieri n-a spus-o în chip vădit, ci l-au propovăduit cei care au venit după aceste fapte. Am auzit că este un singur Dumnezeu din care vin toate, de aceea n-am dat crezare. Prin urmare, Antichrist va arăta acest pretext al lor ca nefolositor. Pentru că atunci când va veni acela și nu va proroci nimic corect, ci toate fără de legile, și vor crede în el doar prin semnele mincinoase, nu vor avea răspuns de apărare. Deci dacă nu crezi în Hristos, cu mult mai mult nu trebuia să crezi în Antichrist, pentru că acela a fost trimis de către Tatăl, în timp ce acesta dimpotrivă. De aceea și Hristos a zis: eu am venit în numele Tatălui meu și voi nu mă primiți. Dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veți primi. Tu zici însă: am văzut semne. Dar nu și prin Hristos a făcut semne mari și minunate? Deci, cu mult mai mult trebuia să credeți în el. Și, cu siguranță, despre Antichrist s-au prevestit multe, că este omul plin de fără de lege, că este fiul pierzării, că venirea lui va fi lucrarea Satanei. Despre Hristos însă s-au spus cele contrare, că este mântuitorul, că aduce mii de bunătăți. Antichrist le va tulbura pe toate. Antichrist va veni pentru nimicirea oamenilor și ca să arate toată nedreptatea. Deci, ce va face atunci? Pe toate le va răsturna, pe toate le va tulbura, și din pricina poruncilor lui, și din pricina fricii. Atunci va fi înfricoșător în tot locul prin stăpânire, prin cruzime, prin poruncile pline de fără de lege. Dar să nu te temi,
pentru că Scriptura zice că va avea putere asupra celor pe care îi va amăgi. Dar și profetul Ilie va veni atunci ca să-i păzească pe cei credincioși și aceasta o spune și Hristos. Ilie, venind întâi, va așeza iarăși toate. De aceea s-a spus despre Ioan că vine cu Duhul și puterea lui Ilie. Pentru că Ioan n-a făcut minuni precum Ilie, nici semne, pentru că zice: Ioan n-a făcut nicio minune, dar toate câte Ioan a zis despre acesta erau adevărate. Deci, cum vine cu Duhul și puterea lui Ilie? Adică va primi aceeași slujire. Întocmai precum acela a fost înainte mergătorul primei veniri, la fel și acesta va fi înainte mergătorul celei de-a doua veniri și a arătării strălucite a Domnului și se păstrează în acest scop. Pavel mai aduce în privința venirii lui Antichrist și o altă pricină. Deci care este aceasta? Că vine ca să îndepărteze orice îndreptățire pentru iudei. Pentru că ce iertare vor avea aceștia care nu l-au primit pe Hristos, deși trebuia să creadă în el? De aceea apostolul zice: ca să fie osândiți toți cei care n-au crezut în adevăr, adică în Hristos, și și-au arătat mulțumirea față de nedreptate, adică față de Antichrist. De aceea n-au crezut în el, deoarece s-a făcut pe sine Dumnezeu. Tocmai de aceea și zic: te vom omorâ cu pietre, pentru că tu, om fiind, te faci pe tine Dumnezeu. Au grăit astfel de cuvinte, cu toate că atunci l-au auzit că pune cele mai multe pe seama Tatălui și că a venit după voia aceluia și l-au văzut că a arătat aceasta prin multe semne. Ce vor spune însă când îl vor primi pe Antichrist, care a spus despre sine că este Dumnezeu și n-a amintit deloc de Tatăl, ci a făcut contrar? De aceea și Hristos, osândindu-i pe evrei, a profețit și a grăit despre ei următoarele: eu am venit în numele Tatălui meu și voi nu mă primiți. Dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veți primi. De aceea au fost îngăduite smintelile. Plinirea vremii. Vremea este aproape. Așa cum trupul, când se găsește pe patul morții, suferă mai înainte dureri nenumărate, și așa cum casa, când urmează să fie dărmată, se începe de obicei de la părțile acoperișului și de la ziduri, la fel se apropie din ce în ce mai mult și stă la ușă plinirea vremii și din pricina aceasta, relele s-au răspândit peste tot. Pentru că dacă atunci venirea Domnului era aproape, acum este mult mai aproape. Care este câștigul dacă știm când va fi plinirea vremii? Iar despre ani și despre vremuri, fraților, nu aveți nevoie să vă scriem. De ce n-a zis că nimeni nu știe? De ce n-a spus că nu s-a descoperit, ci că nu aveți nevoie să vă scriem? Pentru că în acel mod i-ar fi îndurerat mai mult, grăind însă astfel, i-a mângâiat. Pentru că cuvintele "nu aveți nevoie" nu ne lasă să cercetăm sfârșitul ca pe ceva de prisos și de nesuferit. Pentru că, spunem, care este câștigul? Să zicem că plinirea vremii se întâmplă după 20 de ani, după 30 de ani, după 100 de ani. Și ce legătură are aceasta cu noi? Nu este plinirea vremii sfârșitului vieții fiecăruia dintre noi? De ce te îndelernicești și te istovești, voind să afli sfârșitul tuturor? Deci ceea ce pătimim în privința celorlalte, aceasta pătimim și în legătură cu sfârșitul lumii. Pentru că așa cum în celelalte privințe, după ce părăsim păcatele noastre, ne îngrijim de cele obștești, zicând că acela este desfrânat, că celălalt este adulter, că unul a furat, că altul a nedreptățit, însă niciunul nu se interesează deloc de greșelile lui, ci se îngrijește mult mai mult de toate celelalte, la fel și aici. Astfel ne arătăm nepăsători față de propriul nostru sfârșit, însă vrem să aflăm despre sfârșitul tuturor. Dar ce legătură ai tu cu plinirea vremii? Dacă te îngrijești să ai sfârșit bun, nu vei pătimi niciun rău din partea acelui sfârșit obștesc. Chiar dacă zicem că este departe, chiar dacă spunem că se apropie, el n-are nicio legătură cu noi. De aceea Hristos nu ne-a spus când este sfârșitul, pentru că nu ne-ar fi folosit.
Dar cum zici, nu ne-ar fi folosit? Cel care ni l-a ascuns știe și de ce nu ne folosește. Ascultă-l pe cel ce zice apostolilor. Nu este al vostru a ști anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. De ce sunteți curioși? Zice. Apostolii care au fost lângă corifeul Petru au auzit cuvintele acestea, deoarece au cerut să afle lucruri mai înalte decât ei. Ascultă-l și pe Pavel care zice, căci voi înși vă știți bine că ziua Domnului vine așa, ca un fur noaptea, nu numai cea obștească, ci și ziua fiecăruia, pentru că una este asemenea celeilalte și între ele este înrudire. Pentru că ceea ce se întâmplă cu toți în general, aceasta se întâmplă și separat pentru fiecare. Plinirea vremii a început de la Adam. Astfel, sfârșitul fiecăruia este sfârșitul lumii. Deși acum nu va păcătui nimeni dacă numește sfârșitul lui plinirea vremii. Și când în fiecare zi mor foarte mulți și toți așteaptă acea zi din urmă și înainte de aceea nu înviază nimeni, nu este lucrarea acelui sfârșit? Dacă însă vreți să aflați de ce s-a ascuns ziua aceea și de ce vine ca un fur în noapte, eu voi spune după părerea mea că în chip corect s-a ascuns lucrul acesta. Fiindcă nimeni nu s-ar fi îngrijit vreodată pentru virtute în toată vremea vieții lui, ci știind ultima lui zi și după ce ar fi săvârșit nenumărate rele și după ce s-ar fi botezat atunci, astfel ar fi murit. Deci, dacă acum când frica nesiguranței înfricoșează sufletele tuturor, când toți își cheltuie în răutate toată viața lor, dacă s-ar boteza în ultimile momente și ar fi foarte convinși de ziua aceasta, cine s-ar mai îngriji atunci de virtute? Dacă mulți au murit fără botez și nici această frică nu i-a învățat când trăiau că trebuie să se îngrijească de lucrurile care plac lui Dumnezeu, dacă și această frică ar fi dispărut, cine ar fi devenit atunci înțelept și cine ar fi devenit bun? Cu siguranță nimeni. De asemenea, voi spune și altceva. Pe mulți îi stăpânește acum frica morții și dorința de viață. Dacă însă fiecare știa că mâine va muri neapărat, nimic nu l-ar fi oprit să săvârșească răul înainte de ziua aceea, ci ar fi și înjunghiat pe cei pe care i-ar fi dorit și ar fi răpit lucrurile lor, războindu-se cu vrăjmașii și ar fi făcut nenumărate fără de legi. Pentru că omul cel întinat, care este desnădăjduit în viața aceasta, nu ține seama nici de cel care poartă porfiră. Deci, cel care crede, care este convins că neapărat trebuie să moară, îl va război pe vrăjmașul său și după ce mai întâi va dărui despătare sufletului său, astfel va primi moartea. Să spun și un al treilea motiv. Cei care iubesc viața și doresc peste măsură lucrurile lumii de aici ar fi pierit cu desăvârșire din pricina disperării și a tristeții. Pentru că dacă un tânăr ar ști bine că va muri înainte să apuce bătrânețea, ar avea purtarea fiarelor celor mai sălbatice, care fiind prinse, își așteaptă moartea. Nici bărbații viteji n-ar fi avut plată, pentru că dacă știau că neapărat după 3 ani urmează să moară și că înainte de acești ani nu este cu putință să vină peste ei sfârșitul, ce plată ar fi avut primejduindu-se prin lucrurile înfricoșătoare? Pentru că ar fi putut cineva să spună acestora, aveți curaj vreme de 3 ani, de aceea aruncați-vă în primejdie, deoarece știți că nu este cu putință să muriți. Prin urmare, cel care se așteaptă ca în orice primejdie să moară și știe că va trăi când nu se aruncă în primejdie, dacă moare încercând asemenea fapte, a dat cea mai mare mărturie a râfnei lui și a disprețului pentru această viață. Vă voi face însă vădit lucrul acesta printr-un exemplu. Spune-mi, dacă patriarhul Avram l-ar fi adus pe fiul său pe munte, știind de dinainte că nu va fi jertfit, oare ar fi avut plată? Dacă Pavel, știind de dinainte că nu va muri, ar fi disprețuit primejdiile, cum ar fi devenit minunat? Pentru că astfel și cel mai molatic s-ar fi urcat în foc dacă ar fi avut vreo garanție vrednică de crezare pentru siguranța lui. Cei 3 tineri însă n-au fost asemenea, ci ascultă-i pe aceștia care zic.
Dacă, într-adevăr, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scape, El ne va scăpa din cuptorul cel cu foc arzător și din mâna ta, rege. Și chiar de nu ne va scăpa, știut să fie de tine, rege, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și înaintea chipului de aur pe care tu l-ai așezat, nu vom cădea la pământ. Vezi cât câștig există și mai mult decât aceasta când omul nu-și cunoaște ceasul morții? Pentru început a fost de ajuns să aflăm acestea. De aceea vine precum hoțul în noapte, ca să nu ne împingem pe noi înșine în răutate, nici în nepăsare, ci ca să nu fim lipsiți de plată.